Oare suntem ținta cuiva? Vreau să vă folosiți creierele de paranoici pentru că sunt cu adevărat îngrijorată pentru mine și familia mea. Locuiesc cu logonicul meu și cu fiul meu de 9 luni. Sunt și însărcinată în 6 luni. Asta e ce s-a întâmplat până acum. Nu sunt în ordine, le-am notat așa cum mi le amintesc. O parte din evenimente s-ar putea să vă pară banale. De exemplu, primul pe care l-am menționat. Însă toate se leagă cumva. Hai să începem. Pupelele noastre nu sunt golite niciodată. Vecinul nostru ne-a băgat pupelea noastră înapoi în grădină, după ce cu noiul vecinilor a fost colectat. Scosesem din greșeală pupela greșită. Apoi am scos în stradă pupela corectă săptămâna următoare și tot nu a fost golită. Așa că am lăsat-o acolo în caz că nu a fost observată de gunoieri. Următoarea zi am găsit-o ascunsă în apropierea casei vecinului între două mașini. Credem că cineva ne mută pupela din moment ce nu a fost golită încă. Stăm aici de pe data de 24 februarie. Lumina de la exterior nu mai funcționează, așa că în grădina e întuneric beznă și poate intra oricine. Am auzit bubuituri în pifniță acum o săptămână. M-am gândit că sunetele au venit din pifniță, pentru că puteam simți vibrațiile sub picioare în bucătărie. Partenerul meu a încercat să justifice că sunetele veneau de la vecini, care sunt și proprietarii noștri, dar nu avea sens și cu siguranță că s-a simțit ca și cum zgomotele au venit din pifniță. Am mutat saltelele la parter pentru o săptămână, pentru că acolo e mai cald. Și pe la 4 dimineața am fost trezită de cineva care bătea la ușa noastră din spate. Încerca să intre înăuntru, trăgând cu putere de clanță. I-am spus partenerului meu ce am auzit de dimineață atunci când s-a trezit. În 4 dăți diferite, neincluzând ce s-a întâmplat în acea dimineață de care v-am spus, ne-am trezit cu cineva bătându-ne în ușă târziu în noapte, între orele 9 seara și 1 dimineața. Odată un musulman ne-a întrebat dacă cineva de care nu mai auzisem până atunci locuia aici. Și atunci când i-am zis nu, probabil că ai greșit casa, acesta a plecat imediat. Auzeam des bătăi agresive în ușă, dar atunci când ne apropiam de ea și ne uitam pe geamuri, nu era nimeni acolo. Acum în jur de 4 zile am auzit niște bătăi la ușă, pe la ora 10:30 noaptea. Nu am răspuns, dar m-am uitat să văd cine era și nu am văzut pe nimeni afară. Cel mai recent incident a avut loc pe data de 15 aprilie, la ora 1:12. Un bărbat alb de 20 și ceva de ani a parcat în fața casei. Partenerul meu era treaz, dar eu ațipisem pe canapea. M-am trezit când am auzit niște bătăi la ușa din față. M-am uitat pe geamul ușii și imediat am auzit o portieră închizându-se. L-am văzut pe șofer. Nu sunt sigură dacă el era cel care a bătut la ușă sau dacă era vorba de o a doua persoană, dar mașina a luat-o din loc imediat ce șoferul m-a văzut. Ne-a speriat de bine la incidentul și n-am mai putut dormi de teamă din moment ce avem un bebeluș în casă, iar eu sunt însărcinat în 6 luni. Am observat că geamul de la pifniță a fost lăsat neîncuiat și asta ne îngrijorează foarte tare. Ne e teamă că cineva intră și iese din casă după cum poftește. Atunci când am ajuns acasă pe data de 14 aprilie în jurul orei 9 seara, nu am putut descuia ușa cu cheile noastre. Inițial am gândit că proprietarul a schimbat încuieturile. Apoi a devenit limpede faptul că cineva a încercat să intre cu forța în casă. Credem că cineva a încercat să forțeze iala, orică a lovit atât de tare încât mecanismul dinăuntru s-a stricat. Și de aceea n-am putut să descuiem. Partenerul meu o poate descuia după vreo 10 încercări, dar eu nu reușesc deloc. Acum însă, ușa poate fi măcar încuiată. Am reușit să adormim aseară în sfârșit. Cel puțin partenerul meu a reușit. Eu am ațipit cam 10 minute. M-am trezit din cauza unor pupuituri la ușă. M-am ridicat în capul oaselor și am continuat să aud bătăile. L-am trezit imediat tremurând. N-am mai dormit de atunci și acum e 6:30 dimineața. Partenerul meu de dimineață a uitat că ușa era încuiată și a încercat să deschidă ușa și a rămas cu clanța în mână. De obicei se încuie și nu mai poți apăsa pe clanță, dar când am ajuns acasă, clanța părea slăbită, dar numai la interior, nu și pe afară. Actualizare. Vă mulțumesc pentru susținere și sugestii. Au fost de mare ajutor. Ziua următoare am fost extrem de obosită.
din moment ce n-am dormit, dar i-am spus partenerului să meargă la culcare pentru câteva ore în timp ce eu am stat trează. Voiam să stea treaz pe următoarea seară din moment ce nu știam ce se putea întâmpla. Am sunat la poliție pe linia de non-urgențe în acea după-amiază și mi s-a spus că din moment ce avem un copil mic și că a fost o tentativă de spargere, doi polițiști urmau să ne viziteze în 48 de ore. Ziua a trecut cu repeziciune și eram din ce în ce mai îngrijorată privind siguranța fiului meu. Din fericire, bunicii mei s-au oferit să-l țină peste noapte și au venit să-l ia pe la ora 8 seara. Nu s-a întâmplat nimic în seara aceea, dar poliția a trecut pe la noi. Au verificat întreaga casă, pivnița, chiar și spațiul auxiliar de sub sufragerie, de care noi nici măcar nu știam. Un polițist a încuiat geamul de la pivniță pentru noi și am observat că tot ce fusese în pivniță înainte să ne mutăm dispăruse și că fusese aduse lucruri noi, cum ar fi o mică scară la geam. Asta m-a înspăimântat foarte tare. Polițiștii au ajuns imediat la concluzia că cineva creștea cannabis în pivnița noastră. Acum, nu am nimic împotriva ierbii, însă nu sunt de acord ca niște drogați să vină la noi acasă și să încerce să intre înăuntru. Așa că ne-au spus să sunăm imediat la 112 dacă auzim sau vedem ceva suspicios. Din nefericire, au trecut câteva zile și nu s-a mai întâmplat nimic. Spun din nefericire pentru că speram să fie prins cineva, ca să nu ne mai facem griji. Am mers la bunicii mei următoarea zi și am stat acolo câteva nopți cu fiul meu, iar partenerul meu a stat acasă la fratele lui. Nu s-a întâmplat nimic, am fost constant încordați, făcându-ne griji că va încerca iarăși să intre. Suntem foarte încordați și îngrijorați, pentru că nu știm când va încerca să intre iarăși în casă, dar cred că au observat până la urmă că am fost vizitați de poliție și poate că asta îi va ține la distanță pentru o vreme. Voi actualiza postarea dacă se mai întâmplă ceva. În ceea ce privește repararea ușii, proprietarul a fost adus acasă de polițiști și s-a purtat de parcă nu știa nimic, însă știm că și el este implicat după expresia de pe fața lui de la vremea aceea și după declarația ridicolă pe care a dat-o. I s-a spus să repare imediat ușa, dar noi încă așteptăm. Vă mulțumesc din nou pentru ajutor. Actualizare. Este 5:45 seara și suntem pe 24.04.2018. Bătăi puternice în ușă ca de obicei. Nu era nimeni afară, cu toate că de data asta am văzut urme de pași lângă ușă din cauza ploii. Actualizare. 5:45 seara, la data de 24.04.2018. Bătăi puternice în ușă ca de obicei. Nu era nimeni afară, cu toate că de data asta am văzut măcar urme de pași lângă ușă din cauza ploii. Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați like, spuneți-mi părerea voastră la comentarii și abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare...